Pe mulțimea G mare egală cu 0 infinit mai puțin elementul 1 se definește legea x steluță y egal cu radical din x la puterea logaritm în baza 3, cred că, din y. Elementul neutru al acestei legi este bla bla bla, cine este, da? Bun, acum uitați ce se întâmplă. Știți că o funcție la altă funcție este egală prin definiție cu e la g de x logaritm natural din f de x. Prin urmare, pe asta pot să scriu așa, radical din e la puterea logaritm în baza 3 din y ori logaritm natural din x. Sau, hai să transformăm în logaritm natural, vine radical din e la, schimb baza, vine logaritm din y pe logaritm din 3 ori logaritm din x. Da? Bun. Și îl las așa, da? Deci este e la radical din... să punem și radicalul, punem e la putere. Deci vine e la 1 pe logaritm din 3 ori logaritm din x ori logaritm din y, totul la 1 pe 2 și înmulțim puterile, da? Deci vine e la 1 pe 2 logaritm din 3 ori logaritm din x ori logaritm din y, da? Bun, sau dacă vreau pun 2 ăsta, ridic la putere, vine e la puterea 1 pe logaritm din 9 ori logaritm din x ori logaritm din y. Da? Sau dacă vreau să nu mai merg cu fracția asta, pot să mai scriu și așa, depinde de ce am eu chef acolo. Este e la 1 pe logaritm în baza 9 din e, ori logaritm din x, ori logaritm din y. Da? Bun. Și acum, hai să vedem ce. Vreau să găsesc elementul neutru. Pentru element neutru, atenție, am nevoie de comutativitate pentru început. Și anume, bine, trebuie și asociativitatea. Nu mai pierd timp. Deci, y steluță x înseamnă cine? E la logaritm în baza 9 din e, logaritm din y, logaritm din x, care observați că e egal cu x steluță y, deci rezultă că legea steluță este comutativă. Ce înseamnă un element neutru? Un element cu problema că x steluță, hai să-l notăm cu alfa, să existe un alfa aparținând lui G, nu-l notez cu E ca să nu-l confundați cu ăsta, da? Astfel încât X steluță alfa egal cu alfa steluță X egal cu X pentru orice X din G. Cum legea e comutativă, nu mai verific decât o parte atât, da? Și atunci avem X steluță alfa, care înseamnă E la logaritm în baza 9 din E, ori logaritm din X, ori logaritm din alfa, trebuie să fie egal cu X, scuze. Logaritmăm, logaritm din e la o putere este ăsta, da? Deci asta este echivalentă cu logaritm în baza 9 din e, ori logaritm din x, ori logaritm din alfa, egal cu logaritm din x, da? Și acum zicem așa, băi, dacă x, pentru că, stați puțin, că x, oricum este diferit de 1, cum x este diferit de 1, pentru că ăsta e oricare ar fi x aparținând lui g, cum x diferit de 1, rezultă că logaritm din x este diferit de 0. De ce? Când este 0? Când este e la 0, adică 1. Da? Prin urmare, pot să împart prin logaritm din x și îmi dă logaritm în baza 9 din e ori logaritm din alfa egal cu 1. Adică logaritm din alfa este 1 pe logaritm în baza 9 din e, care este logaritm în baza e, adică ln din 9. Cum funcția logaritmică este injectivă, ce rezultă logaritm din alfa egal cu logaritm din 9, asta este echivalent cu alfa egal cu 9. Deci ăsta este elementul nostru neutru. Bun, hai să-l căutăm. Alfa egal cu 9, uite-l aici. Da? Elementul neutru este 9.